Bună, dragii mei, și bine ați revenit! Cum sunteți? Sper că bine în această perioadă. Eu am hotărât să fac un clip în care vă arăt ce mănânc eu într-o zi și cum îmi încep ziua. Primul lucru pe care îl fac este să beau un pahar de apă pe stomacul gol, după care îmi pregătesc cafeaua și micul dejun. Pentru micul dejun, de obicei mănânc terci de ovăz, de când l-am descoperit nu l-am mai lăsat. Într-o oală pun pur și simplu 40 de grame de fulgi de ovăz, mi se pare că este o porție suficient de mare. Peste care adaug apă. De obicei, la această cantitate adaug 250 de ml de apă, însă adaug 150 de ml acum și vom adăuga treptat, astfel încât vedeți și voi cum îl pregătesc. Îl pun pur și simplu la foc, la foc mediu, și aștept să înceapă să fiarbă. Din momentul în care începe să fiarbă, se va îngroșa, va deveni mult mai solid, după care adaug apă treptat până ajung la consistența dorită. Nu există o cantitate fixă de apă, puteți adăuga apă până ajungeți la consistența dorită. Dacă vă place mai lichid, adăugați mai multă, dacă nu, mai puțină. Pentru mine cam aceasta este consistența dorită, au trecut circa 10 minute, am obținut un terci de ovăz care mie îmi place, îl voi pune în farfurie, peste care voi adăuga fructe uscate și proaspete. După cum ați văzut, nu am folosit îndulcitor deloc, deoarece voi pune la sfârșit o lingură de miere. Peste puteți pune ce doriți, de obicei eu îmi pun afine și am aici alune, migdale, caju, mă rog, ce vă place. În cazul meu, în această dimineață mi-am pus fulgi de migdale, nu foarte mulți deoarece au destule calorii, nucă de cocos, cocosul mie nu-mi lipsește niciodată de nicăieri, ador cocosul și îl pun aproape în orice preparat, melișoare, câteva alune și migdale, nu foarte multe deoarece și acestea au calorii destule, semințe de chia, îndulcitor și micul meu dejun este gata. Recomand cu drag acest mic dejun deoarece este sănătos și hrănitor, eu până la prânz nu simt nevoia de a ronțăi ceva între mese. Ceea ce zic eu că este foarte bine. La prânz noi de cele mai multe ori mâncăm paste, așa că vreau să vă arăt cea mai simplă rețetă de paste, dar foarte gustoasă. Paste cu roșii și busuioc. Pentru 4 porții vom folosi 350 de grame de paste, eu am folosit penne, însă puteți folosi orice fel de tip de paste și spaghete, după care mai avem nevoie de 500 de ml de sos de roșii sau roșii pasate, ulei de măsline, sare, 2 căței de usturoi și busuioc din belșug. Iar dacă vreți să aflați cum să aveți busuioc proaspăt în casă tot anul, începând de la zero, nu trebuie decât să-mi scrieți în comentarii, iar eu voi face un clip cu toate trucurile mele. Pentru început voi lua o oală în care voi pune puțin ulei de măsline și voi căli cei 2 căței de usturoi. După care vom adăuga roșiile pasate și busuioc din belșug. Eu adaug frunzele de busuioc întregi. După care vom adăuga sare după gust și vom lăsa la foc mediu timp de 20-25 de minute cu un capac peste, amestecând din când în când. Dacă doriți, puteți adăuga și câteva roșii sherry tăiate în două. În acest timp vom fierbe și pastele, am să iau o oală în care pun apa la fiert și voi fierbe pastele după instrucțiunile de pe ambalaj. Dacă vă plac pastele al dente, vă recomand să le fierbeți cu un minut mai puțin decât scrie pe ambalaj, deoarece la sfârșit le vom amesteca cu sosul încă 2-3 minute, timp în care ele încă se mai fac. După 20 de minute sosul nostru este gata, vom scoate afară căței de usturoi, vom adăuga puțină apă de la paste, după care amestecăm, mai adăugăm puțin busuioc proaspăt, de data aceasta în bucăți mai mici, amestecăm și așteptăm să fiarbă pastele, după care adăugăm pastele în sos și la foc mediu le lăsăm un minut sau două până când se amestecă foarte bine cu sosul. După cum ați văzut, este o rețetă extrem de simplă, rapidă și foarte ieftină. La sfârșit putem adăuga parmezan după gust sau ardei iute. Aceasta a fost rețeta mea de paste cu roșii și busuioc. Sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like acestui video. Noi ne vedem data viitoare cu noi rețete. Până atunci, numai bine și poftă bună!
iar la sfârșit se poate adăuga parmezan. Pentru gustare am pregătit o tartă cu gem, o tartă în condiții de carantină cu ingrediente pe care le aveam în casă. Este o rețetă foarte simplă, fără unt. Într-un bol voi pune un ou, voi începe să amestec cutelul, după care adaug treptat 100 de grame de zahăr. Nu pun foarte mult zahăr, deoarece gemul deja este dulce. Vom adăuga și 90 de ml de ulei. Eu am folosit ulei de rapiță, însă puteți folosi și de floarea soarelui. Vom încorpora uleiul încet, amestecând continuu cutelul. Odată încorporat și uleiul, vom adăuga treptat făina. Eu am aici 350 g de făină albă, însă o încorporez pe rând pentru că nu știu dacă va trebui să o folosesc pe toată. Adăugăm făina până în momentul în care obținem un aluat care nu mai este lipicios și se poate întinde. Voi adăuga și o linguriță de praf de copt și un praf de sare. Voi răzăli și coaja de la o lămâie. Dacă nu aveți lămâie, puteți folosi și o portocală, coaja de portocală. După care voi începe să lucrez aluatul cu mâna, voi adăuga treptat făina până când voi obține un aluat care nu se mai lipește. Aluatul pentru tartă este gata în câteva minute, trebuie doar să încorporăm făina până când obținem un aluat care nu se mai lipește. Iar avantajul că nu am folosit unt la această rețetă este că acesta nu trebuie să stea la rece, se poate folosi imediat. După 2-3 minute, aluatul nostru este gata, după cum vedeți arată foarte bine, nu trebuie lucrat foarte mult, este moale și nu se lipește. Mie mi-au rămas 20 de grame de făină pe care nu am folosit-o, așa că pentru această rețetă în total am folosit 330 de grame de făină. După cum v-am spus, dacă nu am folosit unt, se poate folosi imediat aluatul, așa că îi voi da forma de tartă. Eu folosesc o tavă de 26 de cm, voi unge tava cu puțin unt și voi pune aluatul în tavă. Peste care vom pune gemul, eu am folosit unul de caise. Cu aluatul care mi-a rămas, voi tăia niște forme pe care le voi pune deasupra tartei. Vom băga tarta la cuptor la 180 de grade pentru 35 de minute. După 35 de minute tarta mea este gata, o voi lăsa la răcit, după care adaug zahăr pudră peste și se poate servi. Pentru cină eu mereu fac ceva lejer și ușor, așa că am hotărât să fac o supă de legume în care eu adaug pește. Voi folosi peperoncino după gust, depinde cât vă place de picant, ceapă, ardei, mă rog, ce legume aveți în casă, cartofi, mazăre verde, eu nu stau să le cântăresc, îmi iau 2-3 cartofi, un pumn de mazăre verde, fasole verde, broccoli și conopidă toate înghețate, morcovi la fel, deoarece suntem în carantină, suc de roșii, o carnă, circa 2-300 de ml și pește, eu am aici pangasius înghețat. Este o rețetă pe care eu am inventat-o și pe care o pregătesc destul de des, deoarece este bună pentru seară și se face rapid. Într-o oală pun puțin ulei de măsline, călesc puțin ceapa, ardei iuți, eu am aici ardei uscați, am folosit 4-5, însă supa este destul de picantă. Dacă nu vă place foarte, foarte picant, folosiți doar 2-3 ardei. Pentru a avea un gust mai intens, am să rup ardeii în două. Iar acum, pentru circa 5 minute, vom căli ceapa cu ardeii. După
care vom adăuga morcovii, îi vom căli 2-3 minute. Eu am aici morcovi înghețați, însă puteți folosi foarte bine morcovi proaspeți. După care adăugăm ardeiul. Eu am avut în frigider o jumătate de ardei, un sfert de fapt, de ardei verde. Adăugăm și ardeiul, călim, după care vom adăuga apă. Acoperim cu un capac și așteptăm să fiarbă. Din momentul în care a început să fiarbă apa, am lăsat pentru 5 minute la fiert morcovii, deoarece sunt puțin mai tari, după care adaug cartofii, las încă 10 minute, după care adaug legumele înghețate, în cazul meu broccoli, conopidă și fasole verde. Mazărea verde o adaug la sfârșit, deoarece sunt suficiente 2-3 minute. Adaug și roșiile pasate, aici puteți pune roșii după propriul gust, cât de acrișoară vă place supa, și mai lăsăm la fiert pentru încă 10-15 minute. Vom pune sare după gust, deoarece nu am pus deloc, piper dacă vă place. Și lăsăm totul la fiert la foc mediu. Între timp eu am tăiat și peștele în bucăți destul de mici. După circa 20 de minute eu am verificat legumele, au fiert toate, voi adăuga mazărea verde și peștele. Mai las pentru 4 minute, după care supa noastră este gata. Ați văzut că este o rețetă foarte simplă, aparent poate părea banală, însă este foarte bună și este un mod foarte bun de a mânca legume. Bineînțeles și pește. Această supă merge de minune cu pâine prăjită. Eu mereu fac pâine prăjită la cuptor, pun puțin ulei de măsline, după care ung pâinea cu usturoi. Este absolut delicios. Adaug mereu puțin ulei de măsline crud peste supă, deoarece nu este o supă unsă, pătrunjel și este gata pentru servire. Cam asta mâncăm noi într-o zi. După cum ați văzut, sunt rețete foarte simple, cu ingrediente puține și economice. Bineînțeles, copiii au supa lor de legume fără să fie picantă. Dacă vă plac acest gen de clipuri, vă rog să-mi lăsați un comentariu în care să-mi scrieți dacă vreți să mai postez. Până data viitoare, vă doresc numai bine și poftă bună!